promovarea pe care am avut-o cu Dinamo anul trecut e cumva o bornă importantă în cariera mea. Mi-aș dori rapid să ia titlul, pentru că asta ar însemna și pentru mine o mare bucurie, și pentru că am fost acolo și am pus o piatră de temelie la proiectul ăsta. A fost la început. Am debutat ca și sportiv la nivel profesionist în Ecuador. Am crescut acolo și pentru mine primul model și omul pe care l-am admirat cel mai mult în fotbal, Ilie Balaj, m-a făcut să mă apropii foarte mult de Craiova. La fotbal, prieteniile și legăturile emoționale nu te țin în poziție. La fotbal, singurele lucruri care te țin. Salarii plătite la zi, indiferent de nume, de funcție, în Dinamo, oricine, pe oricine întrebi, astăzi toată lumea este plătită la zi. Pentru mine a fost întotdeauna clar că oamenii ăștia au venit cu cele mai bune intenții. N-aș fi ieșit și nu sunt demagog, niciodată n-am ieșit să spun lucruri în care nu cred. Eu chiar am crezut de la bun început că alături de oamenii ăștia se poate construi un alt fel de Dinamo. Mă simțeam confortabil. Deci, încă o dată, nu e nimic rău să ai o altă orientare sexuală, mai ales în ziua de astăzi, când, nu știu, n-ar trebui să judecăm pe nimeni. Trebuie să avem acceptanță. Pentru mine mă motivează lucrul ăsta foarte tare. E principala mea sursă de motivație, da? Să reușesc în România. Eu aici vin pentru să-mi fac meseria, să fac performanță. Pe mine nu mă interesează jocuri politice, mie nu-mi place politica. Și eu vreau să fiu corect și